Bine v-am găsit, pasionați ai utilajelor! Astăzi vă prezentăm topul primelor 10 încărcătoare telescopice lansate în 2024, clasament realizat în funcție de capacitatea acestora de ridicare. Responsabilă de această ierarhie este renumita publicație Lectura Press, deci am luat în considerare o singură sursă pentru realizarea emisiunii de astăzi. Vom începe cu locul 10, care este ocupat de Bobcat TL4380, un utilaj care demonstrează că performanțele de top și sustenabilitatea merg mână în mână. Acest încărcător telescopic este folosit cu precădere pentru gestionarea deșeurilor și este echipat ca atare. Protecții metalice pentru parbriz și faruri, precum și cauciucuri pline. Capacitatea de ridicare este de 4,3 tone la o înălțime maximă de 8 metri. Locul 9 este revendicat de Sinobum TH4518, un utilaj a cărui lansare coincide cu inaugurarea unei linii de producții destinate exclusiv încărcătoarelor telescopice. Conform producătorului chinez, acest utilaj a fost construit în spiritul accesibilității. Este compact, deci ușor de transportat, se supune legislației europene de siguranță în muncă și este confortabil în operare. Ridică 4,5 tone la 17,6 metri. Pe locul 8 se află tot un reprezentant al producătorului chinez Sinobum, respectiv încărcătorul telescopic rotativ TH5018R. Acest model se adresează în special sectorului de închiriere de utilaje, datorită polivalenței în muncă și funcțiilor pe care le oferă. Printre acestea, cabină spațioasă, display tactil și joystick ergonomic. Sinobum TH5018R ridică 5 tone la 17,6 metri. Locul 7 îi revine producătorului italian Magni, care a lansat recent încărcătorul telescopic rotativ RTH631. Inovația pe care o propune acest utilaj este ridicarea cabinei până la înălțimea de 1,5 metri și înclinarea acesteia la 16 grade pentru o vizibilitate mai bună și confort în îndeplinirea sarcinilor. Capacitatea de ridicare este de 6 tone la o înălțime maximă de 30,8 metri. Pe locul 6 se situează încărcătorul telescopic Liebherr T69S, un utilaj compact și robust, care, potrivit renumitului producător german, poate fi folosit în sectoarele deșeurilor, forestier și în manevrarea containerelor. Trăsăturile care îl definesc sunt viteza de reacție și agilitatea, alături de un sistem hidraulic performant care îi permite să ridice 6 tone la o înălțime maximă de 8,8 metri. Locul 5 este adjudecat de încărcătorul telescopic rotativ Magni RTH626, care se adresează domeniilor de activitate care necesită vizibilitate sporită, cum ar fi sectorul forestier. Asemenea modelului care ocupă locul 7, cabina acestui utilaj se ridică la 1,5 metri și vă permite manipularea buștenilor, de exemplu, în deplină siguranță. Magni RTH626 ridică 6 tone la 25,8 metri. Locul 4 îi este atribuit lui Bobcat TR60260, care se laudă cu un sistem hidraulic ce garantează rapiditate, precizie și eficiență în muncă. Am încheiat citatul. Alte beneficii pentru utilizator sunt consumul redus de combustibil și puterea de lucru datorită motorului Deutz Stage 5 de 136 de cai putere. Capacitatea de ridicare este de 6 tone la o înălțime maximă de 25,8 metri. Urcă pe podium încărcătorul telescopic rotativ Magni RTH622,
un utilaj care se adresează sectorului construcțiilor, dar care se pretează și la închiriere. Compact și multifuncțional, Magni RTH 622 este compatibil cu o gamă largă de atașamente, iar datorită stabilizatorilor și sistemului de monitorizare a încărcăturii, munca se face în deplină siguranță. Ridică 6 tone la 22 de metri. Locul secund îi aparține lui Bobcat TR70-260, un încărcător telescopic rotativ care face față terenului accidentat și condițiilor grele de muncă. Acest utilaj se distinge de concurență prin faptul că poate fi alimentat direct de la rețeaua electrică atunci când nu doriți să folosiți motorul diesel din dotare sau când mediul de lucru nu vă permite asta. Bobcat TR70-260 ridică 7 tone la 26 de metri. Lider incontestabil este tot un reprezentant al producătorului italian Magni, al patrulea în clasamentul nostru de astăzi. Acest încărcător telescopic este prevăzut cu tehnologia RFID, tradus identificare prin radiofrecvență, care face ca recunoașterea atașamentelor să se facă automat. Magni HTH1210 este dotat cu tracțiune integrală, așa că face față cu brio terenului accidentat. Liderul ridică 12 tone la 9,5 metri. Încheiem clasamentul Lectura Press. Cu un clasic să auzim numai de bine!